cred că eram sceptic un pic, pentru că am crezut că o să fie și într-adevăr a fost foarte greu pentru Dinamo, chiar dacă au reușit să obțină un punct. Dinamo, o echipă care tot timpul se caută și o echipă care nu iese jocul foarte, foarte bine. Într-adevăr, este și limitat din punct de vedere al lotului, pentru că, așa cum a spus și la începutul sezonului, Dinamo o echipă care avea nevoie de jucători și se pare că n-a putut să aducă ceea ce voia sau poate n-a putut din cauza din problemele financiare pe care le avea. Dar Dinamo, așa cu ce are acum în momentul de față, s-a mobilizat, într-adevăr, pe un fond de joc slab al CFR-ului în prima repriză. Și a reușit să echilibreze cel puțin prima repriză aparținând lui Dinamo, a făcut o repriză bună. Acum problema a fost cea de-a doua repriză, pentru că Dinamo n-a mai contat atât de mult. Într-adevăr, au avut maxim două ocazii, cred că au avut, în toată a doua repriză. Dar, după părerea mea, Dinamo, cred că linia se va trage în iarnă, părerea mea, și atunci cred că vor urma să se întâmple alte lucruri la Dinamo, pentru că altfel nu văd cum ar putea evolua și sau ieși din situația respectivă. Florin, au fost momente emoționante pe parcursul acestui meci, s-au marcat 23 de ani, a fost comemorat Cătălin Hâldan, s-au plinit 23 de ani de când el a decedat pe teren, jucând pentru Dinamo. Chiar jocul a fost oprit în minutul 74, atunci a fost un moment la care au participat chiar și jucătorii de pe teren și publicul, desigur. Crezi că în această evoluție a lui Dinamo, care a reușit să oprească seria de înfrângere, a contat și această emoție specială generată de această comemorare a lui Cătălin Hâldan? Cu siguranță da. Cu siguranță da, pentru că generează foarte multe emoții. Când vorbim de Cătălin Hâldan, vorbim de unul din simbolurile lui Dinamo, cum au fost și el jucători mari, dar la Cătălin era altfel, el a fost altfel. El a fost un jucător care și-a dat viața pentru Dinamo. Din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe teren, dar judecând și pe Cătălin Hâldan, omul, eu l-am cunoscut foarte bine. Sigur, era un copil, era tânăr când a debutat la noi, la Dinamo. El a fost acolo, el a stat la Dinamo numai și numai pentru Dinamo, pentru el n-a contat niciodată partea materială. Mi-aduc aminte că îl mai vedeam supărat așa câteodată, băi, neafurne, dar nu mai crește și mie puțin contractul, nu mai... Dar nu pedala foarte mult pe chestia asta. Sigur că noi încercam pe lângă conducător să mai, domne, dar nu se poate, mai puneți și lui ceva acolo. Mi-aduc aminte că după aceea a dat drumul, a dat împrumut odată la Târgoviște, dacă nu mă înșel. Și la fel era foarte supărat, domne, că dacă mi se dă și mie șansă. Era un băiat care suferea pentru Dinamo și pentru fotbal. Repet încă o dată, de aceea el este atât de iubit de către suporteri, pentru felul lui de a fi. Și bineînțeles că copil de-a lui Dinamo, a crescut la Dinamo. Din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat prea devreme. Normal că generează orice eveniment legat de Cătălin, generează emoție și bineînțeles că vrei, nu vrei, chiar dacă jucătorii străini ați văzut că i-au spus, domnule, Burcă ne-a spus ce înseamnă Cătălin pentru clubul nostru. N-are cum să nu genereze și bineînțeles că a contat foarte mult. Mi se pare remarcabil și că după atâta timp, după 23 de ani, suporterii încă păstrează vie amintirea lui Cătălin Hâldan. Iată, fac gesturi speciale pentru a aminti de el, pentru a-i păstra vie. Sunt deja foarte mulți tineri care țin cu Dinamo și care nu știu decât din auzite de această poveste. N-au nu numai Cătălin, momente. Din păcate, uite că și Neamarin, până acum, când mergeam acolo tot timpul la Brănești, ne deschidea ușa Neamarin săracu. Nu mai e nici el. S-a dus și Neamarin și stăteam până seara și cu suporterii și de până am, mai beam un vin acolo sub via lui Cătălin, unde plăcea lui să stea. S-a dus și el săracul. Da, dar uite că suporterii merg în continuare și merg acasă la Cătălin, pentru că e sora lui acolo și cu mama lui Cătălin, care sunt și așteaptă tot timpul. Este ziua în care toți dinamoviștii, în primul rând, se duc la el, îl salută, vorbesc cu el, aprind o lumânare și după aceea pleacă acasă la el. Asta este, așa se întâmplă în fiecare an, chiar nu mai este nici Neamarin săracul. Liviu, avem o echipă Dinamo care, cum spuneam, patru etape n-a marcat niciun gol, a reușit să marcheze. Abdallah este la primul lui gol pentru Dinamo în această partidă cu CFR Cluj. Și iată un atacant care trebuie să aștepte etapa a 12-a ca să marcheze primul lui gol. Cum vezi că stau lucrurile în atac pentru Dinamo? Bine, ok, a marcat Abdallah, dar pe mine mă interesează altceva. Când mă uit la meci, nu știu,
mă uit la multe alte chestii, pentru că Abdallah e un jucător care, ok, din ce am văzut, e un jucător puternic. În schimb, ceea ce mă deranjează pe mine și văd că nu reușește să facă, nu ține foarte bine mingea. El nu reușește să protejeze foarte bine, nu reușește să așeze mingi pentru cei care vin din linia a doua. El pierde mingea foarte ușor și l-am văzut și la jocul aerian destul de firav. Ceea ce mi se pare ciudat, pentru că e un jucător destul de puternic și are un fizic așa impunător, care m-am gândit când l-am văzut, când l-am început, am zis, domnule, e un jucător care probabil va reuși oarecum să ajute echipa. În schimb, mi-a plăcut mai mult Gregorio, care vine acolo din linia a doua, e un jucător care îi place, căruia îi place mingea și văd că intră în combinații, chiar dacă nici el poate nu este la un nivel foarte bun. Din păcate, Dinamo în atac cam așa stă, pentru că cei doi atacanți, plus a mai intrat Țără, care Țără, el joacă foarte puțin și nu... A strălucit în baraj un alt jucător de atac al lui Dinamo, care între timp a dispărut, nu mai contează pentru Dinamo. Mă refer la băiatul de origine arabă. Ghezali? Ghezali, da. La Ghezali o problemă medicală, Mihai. Pubalgia asta e teribil de rea pentru un jucător. Ea este undeva în zona abdomenului, de acolo pleacă, liviștie foarte bine, de acolo pleacă toate comenzile, da. Și când sar la cap și când vrei să pleci de pe loc. Eu cred că asta este principala problemă, pentru că este prea mare diferența între ce juca el la Liga a doua și ce joacă la Liga a întâi. Sigur că este și un alt fotbal, un alt ritm la Liga a întâi, dar se vede că problemele lui sunt din punct de vedere fizic, în primul rând. Și cred că de acolo pleacă tot. Pe de altă parte, îmi place tot mai mult de Amzar, care mă aștept să fie titular în meciul pe care Naționala de Tineret îl va juca, pentru că a plecat Borza la Naționala de Senior și atunci a fost convocat în locul lui un băiat care a jucat foarte puțin, un băiat de la Polia, și atunci Amzar foarte probabil va fi titular în meciul pe care joacă Naționala de Tineret în compania Armeniei vineri seară. Și mi se pare că joacă tot mai bine. A avut ultimele evoluții mai bune, chiar dacă cred că toată lumea s-a așteptat de la Amzar să cumva să aibă o creștere mai poate la începutul etapelor. Pentru că juca meci de meci, dar tot timpul el avea o linie constantă așa, adică niciodată nu reușea să urce. Acum, în ultimele două meciuri, mi se pare că a jucat mai bine și sper să continue pe linia asta, pentru că el trebuie să aibă mai multă personalitate. El ca fundat stânga sau ce joacă, extremă stângă, trebuie să intre mai mult în centru, trebuie să creeze mai mult pericol, să dea mai multe centrări, pentru că nu e de ajuns doar să pasezi lângă tine, să nu greșești, că totuși joci la Dinamo, vrei cumva să ieși puțin în evidență și vrei mai mult de la tine. E bine să folosiți expresia asta, pentru că nu știu, mi se pare că trec ani și lumea uită ce era totuși Dinamo. Dinamo este una dintre cele mai mari două echipe, este precum Barcelona cu Madridul, așa e la noi Dinamo cu Steaua. Și... Da, Mihai, dar Dinamo a trecut în primul rând printr-o problemă, în primul rând a existenței. S-a pus la un moment dat existența în pericol. Nu e ușor să-ți revii după șocurile pe care a trecut Dinamo și în plan financiar și în plan sportiv. Întorcum, la asta Micu să nu crezi că n-are tupeu. Să știi că are tupeu mare, că am auzit niște lucruri despre el așa. Și tare în gură și nu e, se pierde foarte ușor. Dar eu cred că el crește de la meci la meci. E și normal jucând în continuu să crești. Eu cred totuși că și Abdallah în ultimele două jocuri parcă a mai crescut. A mai crescut și din punct de vedere fizic. Da. Și a mai revenit. Cred că e altceva. Dar aici Dinamo suferă. Dinamo are nevoie de atacant. Gregoriu nu știu dacă este atacant. Da, e poate al doilea, cred că. În spate, cred că spate, a jucat mai bine. Nu prea îl văd eu jucând cu spate la poartă pe el. E nu. Genul care să vină din linia a doua sau să joace nou fals ceva de genul ăsta, în care să paseze, să intre în combinație. Pentru că, da, Abdallah e mai puternic, dar, repet, mă aștept mai mult de la el, vreau mai mult de la el. Eu cred că întreruperea asta acum este importantă pentru toate echipele. Echipele care vor face la maxim, adică vor scoate maxim din aceste două săptămâni. Remarcai la precedenta noastră întâlnire că, uite, lui Șep și nu i-a prins bine. S-a văzut, sunt și echipe care nu le prinde o astfel de pauză. Nu le prinde bine o astfel de pauză. În momentul când o astfel de pauză nu ai la maxim, adică să unii, nu toți jucătorii, unii au probleme din punct de vedere fizic, vin după accidentări, cum a fost cazul și la Sepsică, foarte mulți accidentați. Și dacă eu știu, nu prea e bine să le dai liber la jucători, dacă le mai dai și 2-3 zile libere, că toți spun, domne, haideți să mai dăm și 2-3 zile libere. Eu nu sunt de acord cu această chestiune. Păi dacă am două săptămâni în care pot să reglez niște lucruri și din punct de vedere fizic și din punct de vedere tehnico-tactic, haideți să le fac la maxim. Nu dau, m-a pus să dau liber la jucători 3-4 zile. Ce asta? Nu am mai văzut așa ceva. Liviu, am văzut doi atacanți marcând cele două goluri aseară la Dinamo cu CFR Cluj. M-a impresionat acest gol pe care l-a marcat Bârligea, gol de vârf autentic. Nu mă așteptam să mai dea gol după ce o luase așa spre stânga. Din unghiul respectiv, da.
din unghiul acela și stângul nu-i chiar piciorul lui favorit. Dar i-a ieșit o execuție remarcabilă, fără deviere, pur și simplu a pus-o acolo în singurul loc în care putea să, să marcheze. Execuția perfectă din unghiul ăla, să poți să dai așa cu interior, să cadă lângă bară, jos. Să fie bară gol? Bară gol. E foarte greu, dar altceva am observat la Bălija și m-a servit un pic că l-a schimbat Mandolini. Pentru mine a fost un mare semn. Da, la puțin timp după ce am înțeles. Și pe Otelinciu n-am înțeles schimbările astea. Practic, adică Bălija care l-a băgat niște băieți meci... care... Sigur, l-a băgat pe Hefte, dar erau și niște băieți lipsiți. Dar n-au adus nimic. Asta e ciudat. De ce să-l bași pe Hefte să-l iei pe unul de pe bancă, cum e Hefte, în care Bălija îți dă gol? Dar în afară de gol, dacă ai observat, în imediat cum a început a doua repriză, toate mingile pe care le primea Bălija se întorceau cu fața spre poarta lui Diram. Adică prelua mingea, se întorcea spre... Adică era un jucător care nu doar redubla mingea sau... Deja el se ducea, practic așa a dat și golul. S-a întors, a simțit că nu e nimeni în spatele lui, s-a întors cu mingea și apoi a început să plece perpendicular. De-aia zic că mi s-a părut un pic ciudat schimbarea lui. Că... Eu cred că ei... Schimbările, cele două schimbări, când l-a schimbat și pe el și pe Otel, trebuiau să le facă mai dinainte, pentru că jucătorii cei doi care au intrat după aceea erau înainte de gol pe bancă și se dezbrăcau să intre. Dar eu și am rămas, Gândesc că CFR a trebuit să joace în această săptămână o restanță cu joi seară cu Șepși, în săptămâna trecută. Și mă gândesc că Bârligea, jucând titular și în acea partidă cu Șepși, și s-a gândit probabil antrenorul că s-a acumulat oarecare oboseală jucând în două meciuri într-un interval scurt de timp. Mă rog, a fost și partida din weekendul trecut. Mă gândesc că ar asta. Te uiți la el, Mihai, că tu ca antrenor vezi ce se întâmplă în timp. Dacă vezi pe ăla că e vână, cum spunem noi, o ia, o întoarce, se duce, spune, îi lua și în teren, cum îl scoți? Punctele astea nu sunt importante sau nu? Ba da, nu, mă gândesc că poate o fi simțit că a acumulat prea mult efort Bârligea, jucând la mijlocul săptămânii titular. În weekendul trecut titular, iarăși acum în weekendul ăsta titular, mă gândesc că ăsta a fost motivul pentru care l-a schimbat. Că altfel jocul lui nu arăta că e de schimbat. Da, nici nu erau ce mari variante pe banca CFR-ului. Adică a fost Hefte, dar în rest au băgat niște băieți mai puțin experimentate. Așa. S-a și văzut cum a ieșit Bârligea și cu Otele. Practic cei doi care au intrat n-au adus nimic în plus. Nici Iuricici și nici